A fost panică lângă un bloc din Drobeta, Turnu Severin. O grenadă și două proiectile de război au fost găsite lângă ghiena de gunoi. Incidentul s-a petrecut la intersecția străzilor Mihai Eminescu și Victor Babeș din Drobeta, Turnu Severin. Câțiva cetățeni au alertat autoritățile după ce au găsit o grenadă lângă casa scării și două proiectile lângă pubelele de gunoi. Oamenii s-au speriat, mai ales în contextul în care conductele de gaz se aflau în imediată apropiere. Am dus gunoiul? Da? Și acolo în ghienă erau grenadă și două din alea proiectile, ceva de genul. Și le-am văzut, m-am speriat, am zis că cine știe ce este și... Ați anunțat? Am anunțat poliția. Aici înăuntru era, m-am uitat așa și dacă i-am văzut, m-am uitat și de altă și era acolo grenadă. Și proiectile le-am înțeles că erau goale. Am văzut o grenadă și... Într-o plasă, două proiectile din alea. Da, vă dați seama că sunt și copii în blocul ăsta, sunt și oameni pătrâni și... Grenada poate exploda oricând. Erau în plasă? Da. Proiectilele erau în plasă și grenada era chiar în ghiena blocului. Ne-am speriat și am sunat la poliție. La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj pirotehnic al ISU Drobeta. Pirotehniștii au ridicat elementele de muniție rămase neexplodate din al doilea război mondial. În această seară, echipajul pirotehnic al ISU Mehedinți a intervenit în municipiul Drobeta, Turnu Severin, pentru ridicarea unor elemente de muniție. Apelul a fost făcut de o tânără care semna la faptul că pe strada Eminescu din municipiu a observat un element de muniție. La fața locului s-au deplasat specialiștii pirotehnicieni care au identificat elementul, o grenadă defensivă. Muniția a fost distrusă de specialiștii ISU.